Între 24 octombrie și 6 noiembrie se desfășoară în Grecia la Halkidiki Portokaras campionatul mondial de șah pentru juniori. Din delegația României fac parte 17 sportivi, dintre care 13 și-au cucerit acest drept la campionatul național. Clubul sportiv școlar Târgu Mureș este reprezentat de Ariana Ciocan și de reghineanul Mihnea Ognean. De la Clubul Sportiv Școlar Târgu Mureș participă actualul vicecampion european Ognean Mihnea Ionuț și la 12 ani, iar la fete 8 ani, Ciocan Ariana Roxana, care este chiar prima favorită. Lotul României este însoțit de mai mulți antrenori. Va fi un antrenor federal, domnul maestru internațional Ardelean George Cătălin de la Satu Mare, care este unul dintre cei mai buni antrenori la ora actuală și în care eu am mare încredere. Încă doi antrenori, domnul Mateuță Gabriel și doamna Ionică Iulia Ionela. Se prevede un campionat greu față de cel european, cu 11 runde și nu 9, și doar o singură zi liberă pe data de 30 octombrie. Cu toate acestea, antrenorul târgu mureșan Baratoș Iosif Gavril este încrezător și are mari speranțe că Ariana și Mihnea vor obține titlurile de campioni mondiali. Cât mai în față, cât mai în față ne dorim primele trei. Primul loc, Ognean este foarte în formă. El, având doar 11 ani, a venit pe locul 2 la campionatele europene și sperăm să demonstreze și aici forța jocului lui. Sunt atât de bine pregătiți, mai ales Mihnea Ognean, încât ei nu se mai tem. Adică pur și simplu au știința jocului. Da, să încerc să iau un rezultat cât mai bun în Grecia, la Halkidiki. Va fi campionatul mondial de juniori. Am pregătit până acum fiecare zi 4-5 ore și la fiecare jucător m-am pregătit pe ce joacă, deschideri, stilul lui de joc și așa mai departe. După părerea mea, până în primii 30 din clasament, toți joacă bine. Și pe toți ai putea să-i înfrângi? Pe toți aș putea să-i înfrâng dacă joc la potențialul meu maxim. Reghineanul Mihnea Ognean a urcat pe treapta a doua a podiumului la campionatul european de șah clasic pentru junior desfășurat în Croația. Sportivul are 11 ani, este legitimat la CSŠ Târgu Mureș, iar antrenorul său personal este maestrul internațional Mihai Ghindă.